Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Bună seara, bună seara Moldova, bine v-am găsit, sau bună ziua Moldova, că e ora 5 fără ceva, v-am obișnuit cu ceaiul de la ora 5, de ce nu am bea ceai și sâmbătă și duminică, iată. Stimați telespectatori, dați-mi voie să îi spun bun venit în studioul nostru, la ceai de data aceasta, pentru că domnia sa are și emisiuni de autor. Spun bun venit la ceai domnului profesor universitar dr. Eugen Târcoveanu, medic primar chirurg, membru al Academiei de Științe Medicale. Domnule profesor, v-am simțit lipsa la ziua noastră, ați fost plecat un pic. Ați urmărit și chiar am apreciat nu numai numărul de invitat, ci și faptul că identificați totuși oamenii cetății care fac ceva pentru oraș, pentru societate. Domnule profesor, așa ca și calitatea dumneavoastră de medic, poate și presa are obligații. Obligații. Pune în pagină, ca să spunem așa, de a lăuda sau de a valorifica ceea ce înseamnă și cultura, da, și medicina, și învățământul ieșan, valorile. Mai trebuie date și semnale pozitive. Da. Ce s-a mai întâmplat de când nu ne-am mai văzut? Hai, s-au întâmplat și lucruri mai triste și lucruri mai bune. Să începem cu lucrurile triste. Deci s-a pierdut profesorul Adomnicăi, un mare anatomist, ultimul anatomist de școală veche, profesor în perioada studenției mele, cunoscut ca autor a unor cărți de anatomie topografică și chirurgie operatorii. Sunt ultimele cărți pe vremuri în care chirurgii făceau și anatomie, el fiind și chirurg. Și este o pierdere nu numai pentru lumea medicală și pentru lumea academică, pentru că domnia sa a avut o activitate didactică prestigioasă aproape 40 de ani. Da, nu e puțin lucru să dedici întreaga viață profesiei. Da, și iar s-a mai pierdut un om al cetății pe care dumneavoastră l-ați omagiat anul trecut. Un domn de la Bârlat. Bârlat, doctorul Nicu Botezatu, de la Bârlat. Doctorul Botezatu e un om al comunității care, deși n-a avut carieră universitară, dar a reprezentat această zonă a Moldovei din foarte multe puncte de vedere. Și, în primul rând, el este cel care a scos această revistă. Era o publicație de la Bârlat, nu? O publicație de la Bârlat, se cheamă Pagini Medicale Bârlădene. Iar cu înclinații spre istoria medicinii, istoria chirurgiei, și noi considerăm că cei care au aplicare către istorie în profesiunea lor sunt cei care își iubesc această profesie. Și să vă citesc de aici, din acest număr memorial, da? În care el are o poezie chiar pe prima pagină și spune așa: mă întorc ca tot ce-i viu în lut la poarta după viață și spun adio într-un lung sărut și fără de speranță. Ce sumbră sună atache mare când pe aripi de vânt o poartă din imensa zare spre tihna rece din pământ. Spre cer ori spre pământ, ce importanță are calea, eu printre semeni nu mai sunt și în urmă e doar jalea. Poezia se cheamă Ce importanță are calea. Ce frumos! Și-a făcut. Da, foarte frumos. Da, da. Și apar aici o serie de aprecieri despre doctorul Nicolae Botezatu. Așa, este profesorul Unc de la Constanța, care ca și profesorul Sârbu au înclinații către, și au chiar o revistă de istoria a medicinii, care e foarte apreciată. Ce spune despre profesorul Unc, despre Nicolae Botezatu? Era un filatelist cunoscut, numismat, colecționar de artă, împătimit de medalistică, și avem aici ultima lui medalie. Da, care, să încercăm să o vedem în cadru. Care este medalia dedicată profesorului Juvara, un centenar, la centenarul lui, 100 de ani de la naștere. Și a fost lansat anul trecut, în octombrie, la Piatra Neamț.
Da? La congresul... Da. Păi ar fi interesant dacă am vorbit și cu domnul Răzeșu și da, poate cu poate domnul... Da, poate îl prinde și pe doctor Răzeșu. Poate colegul doctorul nostru, Răzeșu, da, ca și profesorul Unc, au fost la mormântare la Bârlad, fiindcă moartea la... ne-a surprins pe toți. Eram plecați, aveam niște conferințe, nu eram în țară. Ce spune mai departe profesorul Unc? Împătimit de medalistică și adevărată efigie a medicinii și chirurgiei Moldavei, prezență pitorească și permanentă la mai toate manifestările Societății Române de Chirurgie și Asociației Chirurgilor din Moldova sau a Societății de Istoria Medicinei din România. Chirurgul Nicolae Botezatu va rămâne în istoria țării noastre prin dăltuirea sa de excepție Pagini Medicale Bârlădene. Această revistă. Și să vedeți în această revistă că este o revistă nu numai medicală. Da? Aici găsim informații și cele mai multe informații, spre exemplu, un prim articol, da, scris de doctorul Virgiliene, este despre Eminescu, Mihai Eminescu, nebănuitele enigme ale novelei Sărmanul Dionis, da, 164 de ani de la nașterea lui Eminescu. Adică era o revistă de cultură, o revistă de cultură. Tot în revistă Eminescu și boala sa, noi am mai vorbit la emisiunea noastră despre acest subiect, dileme biografice sau istoria unor răstălmăciri defăimătătoare. Da? Domnul profesor, da, revenim la revistă. Cred că da, avem deja un telefon. Alo? Da. Alo? Domnul doctor Răzeșu. Vă salut. Da, domnul doctor. Alo? Răzeșu. Da? Da. Acum vă auzim, domnul doctor. Bine ați venit în emisiunea noastră. Vă rugăm să ne spuneți. Vă salut, domnul. Câteva cuvinte despre doctorul Botezatu despre care noi ne reamintim cu ocazia apariției numărului de Pagini Medicale Bârlădene. Este un prilej foarte, foarte trist pentru foarte noi. Trist. Da. Vestea morții zboară mai repede decât orice altă veste. Așa este. Nici nu mă așteptam ca el să treacă așa de repede în neființă. În octombrie, când a fost cea de-a 35-a reuniune a noastră chirurgicală, da, el a conferit o strălucire aparte acestei conferințe, pentru că a organizat centenarul Ion Juvara și a scos cu această ocazie o carte închinată profesorului Juvara. Mi-a părut foarte rău, fiindcă doctorul Botezatu, nu știu ce a adunat el, dar nu cred că a adunat avere pe pământ, dar el a creat ceva pentru posteritate, pentru viitor. Revista aceasta pe care el a creat-o a fost pentru noi un gest de ziditor absolut. Da. Îmi pare foarte rău că s-a stins așa de repede. Singura știu, bucurie și satisfacție pe care mi-o doresc este ca revista să nu moară. Să nu moară. Și cred că și dumneavoastră ar fi bine să vă implicați. Ar fi bine să vă implicați, și dumneavoastră, doctor. Aveți și editură, aveți talent. Aveți talent. Scriți și, nu numai medical, scriți, da. A scris diverse romane, doctor. Vă auzim, domnul doctor. S-a întrerupt. Alo? Alo? Da. Vă auzim. Da. Asta îmi pare rău și asta spuneam că trebuie făcut totul ca să nu se stingă să piardă această revistă. Da. Noi ziceam îmi pare că rău de cei care au rămas. Da. După dânsul am fost la mormântare, a fost o absolut incredibil. Ce să spun, am mai văzut morți în viața mea, dar nu m-a impresionat niciunul așa de mult ca el. Au fost și profesorul Unc, profesorul Sârbu de la Constanța. De la Constanța, care au fost foarte apropiați de ei. Au fost colegii de la Bacău, mă rog, de la Moinești. Da. Eu am transmis doamnei mesajul colegilor din Basarabia, care au rămas și ei foarte impresionați și m-au rugat să le transmit că nu aveau cum să vină tocmai de acolo. Alo? Da, vă mulțumim. Mulțumim, domnul profesor, și succes. Și vă dorim multă sănătate. Și sănătate. Ce spune doctor Răzeșu, cu care tocmai am vorbit, care este și el un om al cetății? Medic, primar, chirurg la noi la Piatra Neamț. Da. Este artizanul reuniunilor chirurgilor din Moldova, încă de la debutul lor. Doctor Răzeșu spune referitor la Nicu Botezatu
că una dintre acestea a avut ce făcea el, da? În vedere cultul pentru personalitățile care au aparținut și aparțin acestei zone, acestui petec de pământ al țării binecuvântat de Dumnezeu. El a devenit parte integrantă a unui grup reprezentativ de oameni de bine, despre ce vorbim noi, mereu împrospătat prin tradiție și spirit al continuității, la rândul lor personalități care n-au lăsat să se risipească imaginea celor care au inobilat societatea, existența și activitatea lor, aparținând nu numai zonei, ci întregii țări. Este suficient să amintim dintre reprezentanții Bresle Medicale din Moldova, pe Ernest Juvara, Nicolae Hortolomei, Vasile Rășcanu, George Emil Palade, Ion Juvara, Panait Sârbu, Ion Chiricuță, Constantin Teodorescu, Constantin Zeletin, medic scriitor, ca și alte nume strălucitoare precum Alexandru Ioan Cuza, Emil Gârleanu, Alexandru Vlahuță, Nede Cocea, Victor Ion Popa, Nicolae Tonița și alții, pe care i-a făcut să trăiască alături de noi, reînprospătându-ne periodic memoria sa. Știu că pentru anul acesta Nicu Botezatu avea intenția de a-l omagia pe profesorul Sedlacek, dar timpul n-a mai avut răbdare pentru planurile sale. Vrea să-i facă o medalie și pentru profesorul Sedlacek, un alt titan al chirurgiei românești. Și foarte frumos scrie și profesorul Sârbu despre el, despre Nicu Botezatu. Doctorul Botezatu de la Bârlad a pus punct vieții lui pământene. Figura lui luminoasă și glasul lui ne urmăresc pe mulți dintre cei care l-am cunoscut sau credem că l-am cunoscut în ultimele decenii de viață. De când umbla în țara Moldovei, Ardealului și a Valahiei, cu brațul încărcat de pagini medicale bârlădeni. Era înalt și robust, privea ușor și rățește peste Carpați și peste Prut și chema oameni de cultură, medici, istorici, publiciști, dintre cei mai tineri până la cei mai de sus pe scara academismului, cu rugămintea de a șterne gândurile, amintirile sau producții literare în pagini medicale. Mulți l-au cunoscut ca medic, urcând treptele profesiunii de chirurg, instruindu-se în clinici bucureștine sub bagheta unor somități pe care despre care a scris foarte mult profesorul Juvara, Dan Rădulescu, Sedlacek și alții. La vârsta ultimilor săi ani, după ce aceștia s-au stins, doctorul Botezatu le-a bătut medalii, i-a comemorat și le-a închinat imnuri de recunoștință prin condeiul lui sau al altora, care și-a folosit harul pentru readucerea umbrelor pe scena vieții. Acum el este însuși, s-a adăugat acestui film și s-a așezat în cripta neuitării. Ce frumos scriu! Deci, ăștia sunt chirurgi care scriu așa frumos, da? Nu sunt oameni de litere. Și poate... Și profesorul Ung scrie iar foarte frumos despre... Da, poate Ciprian ne face legătura și cu domnul profesor Ung de la Constanța. Și apropo de medalii, știți ce greu să faci o medalie? Este să faci la monitoria statului, da? Știți cine mai e un medalist de excepție pe care dumneavoastră l-ați omagiat de asemenea? Profesorul Vasilică de la agronomie. Ei, da. Da. Cred că este unul din cei mai mari medaliști. Pe care i-are țara asta și cu care ia și cu care îi mândrim. Deci sunt oameni care au o pasiune și o fac cu multă dăruire și lucrurile ies bine. Știți că asta s-a făcut, n-a dat nimeni bani, da? Chirurgii au dat acolo câte 1 milion de lei și au făcut medalie. Asta tot așa, se scoate prin... Contribuția... Personală. Da. Da, nu este... Deci... Rar azi mai sunt oameni care vor să facă un lucru care se dăinuiască. Și vedeți ce frumos, fără să vorbesc cu dr. Răzeșu, toată lumea să gândesc că este o recunoștință pentru că noi scriam... Da. Da. Ciprian îmi spune că am stabilit legătura și cu domnul profesor Ung. Domnul profesor Ung, suntem Telemoldova Plus, televiziune regională, ne vedem până la Galați, la Constanța în scurtă vreme vom fi probabil. Bună seara! Bună ziua. Da. Bună ziua, vă mulțumesc, că sperăm ca acest lucru să se realizeze cât mai repede. Da. Cu respect, domnul profesor. Vrem să ne spuneți câteva cuvinte despre doctorul Nicu Botezatu. Ați fost și la înmormântare, sunteți un om de suflet. Mie mi-ați rămas foarte drag în momentul în care domnul profesor Lazar, profesorul nostru, șeful clinicii noastre, s-a prăpădit și când dumneavoastră ați venit pe o vreme... foarte grea de la Constanța cu o coroană și colegi de-ai mei care erau în aceeași curte unde e spitalul, că eram în biserica din spital, n-au putut să vină până în biserică. Și de atunci vă port o,
o recunoștință totală pentru toată viața. Eu sunt onorat, domnule profesor, de cuvintele dumneavoastră și sunt onorat de faptul că mi-am desăvârșit pregătirea universitară cu luarea doctoratului în timp universitar. Ați avut de o teză de excepție. De aceea sunt legat pentru toată viața mea și pentru clipele de după de Iași. De aceea legătura și cu profesorul Costache Lazăr și îndeosebi cu doctorul Nicu Botezatu, care pentru mine și nu numai pentru mine, ar trebui pentru întreaga Românie să prezinte un simbol. Pentru că, poate nu întâmplător, știți mai bine decât mine, pe 7 aprilie, în urmă cu 17 ani, dânsul, într-un moment așa de inspirație divină, da, a realizat providențială. Una dintre cele mai frumoase, cele mai importante lucrări de cultură și de medicină. E vorba de revista Pagini Medicale Bârlădene. Da. Pentru că mâine se împlinesc exact 17 ani de când a apărut primul număr, care este un monument de cultură medicală și de cultură în sine, este creată și a fost ctitorită de doctorul Nicolae Botezatu. Asta fiindcă și dumneavoastră aveți o pasiune foarte mare pentru, nu numai pentru cultură, pentru istoria medicinii, pentru istoria chirurgiei. Eu v-am ascultat o lucrare despre istoria cancerului de sân, pe care am prezentat-o și eu studenților mei și am rămas impresionat despre noțiunile și despre toate datele pe care dumneavoastră le-ați adunat despre această boală. Da, s-a întâmplat anul trecut la Piatra Neamț. Da. Și cred că, la fel cum suntem generația aceasta, generațiile care au trecut, noi am iubit nu numai istoria, am iubit transformarea istoriei în tradiție. Pentru că toate aceste lucruri de istorie n-ar avea valoare dacă nu s-ar concretiza într-o tradiție. Și am învățat de la ea și am învățat de la profesorii ieșeni, am învățat de la dumneavoastră și o spun nu numai ca să fie cuvinte de politețe, o spun cu convingere, am învățat acest lucru. Și dacă revenim la doctorul Nicolae Botezatu, dânsul a transformat elementele de istorie în tradiție, în tradiție medicală și tradiție culturală. Aici cred că este valoarea. Valoarea, în ceea ce realizăm, transformăm în tradiție, atunci elementul respectiv dobândește valoare. Da. Vă mulțumim, domnule profesor, și vă simțim toată prietenia de pe malul Pontului Euxin, unde dumneavoastră ați făcut o veritabilă școală de medicină și de chirurgie, pornind de la zero. Și pentru asta vă apreciem și vă iubim. Eu vă mulțumesc pentru faptul că am putut să rostesc aceste cuvinte în memoria doctorului Nicu Botezatu și a tuturor valorilor ieșene, un omagiu care înseamnă așa aprecierea ceea ce a fost nu numai un chirurg, ci un om, un model, un creator. Om al cetății. Pentru că toți profesorii, toate cadrele medicale din Iași și din toată țara îl apreciau și îl iubeau. La care ne alăturăm și noi, l-au apreciat. Eu vă mulțumesc dumneavoastră și noi vă sufletul mulțumim. Meu, să știți, Tomitan, are inserturi și transplant de celule moldovene. Da, vă mulțumim. Să știți că acest post de televiziune a acordat un premiu de excelență doctorului Nicu Botezatu anul trecut. Exact acum un an. Da, și în scurtă vreme vom fi la Constanța, domnule profesor, și vom comunica mai des cu dialogul nostru despre valoare. Vă mai invităm, vorbiți foarte frumos. Vă mulțumesc foarte mult, doresc să noi vă mulțumim acest lucru. Cu respect și un gând bun, domnul profesor, să trăiți.
Aștia sunt oamenii cetății. Da. Domnule profesor, să da. Nu încheiem fără să spunem despre... Deci astea sunt lucrurile triste. Da. Da. Să vorbim și despre un alt lucru. Lucruri optimiste. Da, optimiste, da. La care am asistat astăzi și ieri Și eu am asistat și am urmărit acest eveniment. Acest eveniment patronat de doamna profesor Norina Forna, decanul Facultății de Medicină Dentară, face cinste nu numai Iașului, ci poate chiar a întregii țări, pentru că cu ocazia acestui congres, care de fapt, după cum ați văzut și noastră, sunt zilele francofoniei, ea mai realiza mai multe lucruri. Mai multe lucruri în același timp. În primul rând, că era tema e foarte bine aleasă. Are un congres medical, care nu de stomatologie, ci este un congres de medicină generală. Performanță versus malpraxis în practica medicală curent. Despre acreditarea facultății și comisia care a venit și ați văzut ce reprezentanți a avut, începând cu un profesor membru Academiei Franceze de Chirurgie Dentară de la Universitatea Diderot Paris 7, da? Un profesor de stomatologie de la Leuven din Bruxelles, un profesor din Beirut, un profesor la Universitatea din Casablanca. În afară de acreditarea care a fost făcută și care este foarte importantă pentru Facultatea de Medicină, toți acești profesori au ținut niște conferințe. Iar în cadrul acestui mare congres a realizat o dezbatere, interferențe academice în spațiul european, la care a reușit să adune mai multe academii. Și apropo de lumea academică, ea a reușit să adune Academia Națională Franceză de Chirurgie Dentară, Academia de Științe din Republica Moldova și a fost reprezentată de profesorul Țibârnă, Gheorghe Țibârnă, un mare chirurg, șeful Institutului Oncologic la Chișinău, Academia Română, deci Academia Mare, Academia de Științe Medicale și s-au prezentat aici câteva conferințe care au fost extraordinar de frumoase. În primul rând a fost profesorul Gheorghe Benga. Pentru, și puțin știu acest lucru, profesorul Gheorghe Benga trebuia să ia premiul Nobel pentru descoperire de biologie moleculară. El a descoperit acvaporinele, adică niște canale care transportă apa prin membrana celulară. Dar cum chestiunea asta s-a întâmplat când era o cortină de fier, da? Acest premiu a fost însușit de niște americani. Da? Este a treia oară când se întâmplă în țara noastră, adică când savanții români au pierdut premiul Nobel și asta se începe cu Victor Babeș. Unul din ei a fost acest profesor Gheorghe Benga și care a ținut foarte frumos. O altă conferință, și fără ca ei să vorbească, vedeți că a fost profesorul Târgoviște, Ionescu Târgoviște, care este mare nutriționist, academician, și care tot așa a vorbit despre etica cercetării, pomenindu-l printre alții și pe Victor Babeș, pe Paulescu, care de fapt el a descoperit insulina, și pe profesorul Benga. Și aceste interferențe academice, în loc să dureze 3 ore, au durat vreo 6 ore. Însă lumea n-a fost obosită, toată lumea, nimeni nu a ieșit din sală, foarte mulți tineri, foarte mulți studenți, și pentru acest lucru, și eu îi mulțumesc și o apreciez foarte tare pe doamna doctor Norina Forna. Iar ea a reușit să realizeze niște proiecte europene, care sunt foarte importante. Deci prin aceste proiecte, 3 proiecte europene, a reușit să cumpere simulatoare, deci pentru învățământ, da? Postând Iașul printre cele mai dotate centre de simulatoare din lume. Vă închipuiți dumneavoastră? Da, după americani, da. În Ungaria mai sunt două. Dar nu sunt trei în România, așa de multe. Adică la Iași. Da, la Iași. La Iași. Ei, bineînțeles că asta a făcut o impresie foarte bună la SIDMEF, la cei care și... Eu cred că a fost acreditarea, din câte știu, a fost o întâlnire astăzi la UMF și comunicat. Deci asta este un eveniment important pentru orașul Iași, nu numai pentru Universitatea de Medicină, pentru că este făcut și am auzit de foarte multe ori spus la această manifestare faptul că se conturează ca Iașul să devină într-un viitor, nu știu cât de îndepărtat sau apropiat, capitală culturală a Europei, spus de cei străini care au fost uimiți de Palace. Congresul are loc la Palace, da? Și care au spus că sunt condiții ca orice congres, un congres de talie europeană, să fie găzduit la Iași, fără probleme. Până acum noi aveam această,
această problemă. Domnule profesor, ne oprim aici pentru că ajungem la Torino în scurte câteva minute, împreună cu domnul Tompea și cu emisiunea noastră de aici. Da. Țin să vă mulțumesc. Noi, practic, am vorbit și poate e bine ca măcar, știu, o dată pe lună să mai dialogăm așa, pentru că dumneavoastră aveți un bun obicei, acela de a vorbi despre valori ale medicinii din lumea academică, în afară de cei pe care îi invitați în direct, să mai vorbim post-mortem despre cei care au adus plus valoare în actul medical internațional. Știți, asta se face cu sufletul, pentru că există un colonel, domnul Timofte, care scrie personalități ieșene, da? Și tot așa, pe cu banii lui, la o editură mai ieftină, scoate o carte despre personalitățile Iașului. Asta ar trebui să ocupe municipalitatea. Eu l-aș face cetățean de onoare al Iașului pe acest om. Păi să-i propunem, îl știm pe domnul Timofte, că ne sună și pe noi, da? Și un om, un așa om deosebit. Un om deosebit. Ținută. Este halal. Deci noi de-am avea oameni că ăștia sunt. Ăștia sunt oamenii societății. Da. Cetății. Ai, da? Fac ceva și pentru alții, nu numai pentru ei. Nu adună averile ca să... Da? Ei își cheltuie banii lor care nu iau așa de puțin pe o revistă, da? Pe, ceva pe o care carte. Și care rămâne. E, pe ei suntem trecători, dincolo. Știți, când era Nicu Botezat, tot atunci mergea, doctor la Bârlat, doctor la Bârlat a făcut o chestie pe care l-au făcut-o profesorii mari din Iași. Domnule profesor, țin să vă mulțumesc și vă doresc duminică plăcută. Să ne mai vedem săptămâna viitoare. Da. De altfel, duminica viitoare, la 11, aveți Eugen Târcoveanu și lumea academică. Da. Vedem care dintre profesorii importanți vor fi invitații dumneavoastră. Stimați telespectatori, ne oprim aici. A fost domnul profesor universitar dr. Eugen Târcoveanu, membru al Academiei de Științe Medicale din România, medic primar chirurg. Petru Fasilă, cu mulțumiri încă o dată pentru domnia sa, cu mulțumiri că ne-ați urmărit. Peste un minut, două după publicitate, revenim cu invitații noștri, domnul rector Tompea, doamna Tompea, primarul de la Torino. Abordăm un subiect foarte important și o să vedeți despre ce este vorba în minutele următoare. La revedere, cele bune! Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,